e bine să vă cereți eliminarea. M-am îndrăgostit într-un club de o femeie pe care acum nu neapărat că o urăsc, dar nici măcar nu vreau să-i mai aud numele. Pot să spun că am iubit-o și de ce am iubit-o? Pentru că era singura care îmi dădea atenție. Chiar rog toți cei care țin cu mine să mă lase măcar o dată în viață să fiu și eu fericit și următoarea nominalizare, următoarea eliminare să fiu eu. Păi mă îndrăgostisem de ea, eram praf, m-aș pleca de acasă să mă duc dacă de prost sunt. Visul mi s-a împlinit, am găsit în sfârșit ce mi-am dorit. Să fie curajos, că de plâns plânge toată lumea. Mai plângă, să mai certe, să mai împece. Mi-aș dor de ediție, m-aș întoarce înapoi dacă aș mai avea cu cine, dacă aș mai avea un nepot. Și dacă ai stat aici prea mult, dar acum pleacă, lasă-ne pe noi. Chiar am repetat toată experiența asta. Și aș repeta-o în fiecare an, în fiecare an, în fiecare an, până voi pleca de acolo cu o mireasă. Dacă nu cu mireasa la, poate cu mireasa altuia. Țu legătura cu foarte mulți din susținători. Foarte mulți din susținători mă sună când nu te gândești. Am ținut legătura cu Luminița, cu Ștefania, cu doamna Emilia, cu Cosmin, cu Dragoș. Cu ăștia mai ținut legătura. În rest, cu Cristina este Mioven, dar nu, n-am dat ochii cu ea. Nu ne-am întâlnit niciodată. Mireasă pentru fiul meu. L-ați auzit pe Florina, a spus asta și în platou sâmbătă, a spus-o și acum pe material, nu luați decizii pripite că el s-a ars cu treaba asta. Dați dreptate? Da. Voi l-ați văzut la emisiune? Atunci când a fost? Nu. El îndrăgostit când... Eu vorbesc atunci în sezonul lui. Da. Când era nebunit după Maria, care a venit îmbrăcată în alb și a cerut. Da, nu e condamnat, pentru că a avut dreptate, a primit prea multă atenție și de-aia a pus... Cine? El, din partea ei, și dacă nici o fată nu-i dădea atenție, cum a venit o fată, imediat i s-a pus la suflet. E greu și mai ales să stai aici închis atâta timp. Nu e de condamnat ce a făcut. Ce se poate întâmpla și ție? Da, oricui, nu numai lui. Mai ales să stai aici închis. Afară poate nu, dar aici e cu totul și cu totul altceva. E, în acel moment pentru el se cam terminase competiția, n-a vrut decât să plece și și-a dat seama după aceea că totul a fost praf în vânt. Nu s-a ales nimic de această relație. A și pierdut competiția și spunea că este cel mai mare regret. Doamna Maria, după cum o știți, o femeie puternică, da, și-ar fi dorit să rămână. Dar dacă nepotul s-a logodit, normal că te duci după nepot. Ce să faci? Însă, poate a învățat din această experiență și mă gândesc că v-a spus-o vouă ca să învățați și voi. Doamnelor, atunci l-ați votat pe Florin să plece? Da, l-am ajutat să pleci. L-ați ajutat? Decât să sară gardul, doamna Mirela. Decât să sară gardul, mai bine. Ați crezut în relația lui atunci? Nu. De ce? Ce relație? Au văzut 3 ore într-un club, a mai venit ea odată în platou sau habar n-am ceva. Da, dar hai să ne gândim și așa. Ea ar fi venit dacă n-ar fi dorit o chestiune serioasă, totuși se expunea public. Eu nu spun că nu și-au dorit, dar nu s-au cunoscut în... chiar aproape deloc. Cum să... Consider că nu trebuia să credem noi în relația lor, că orice ar fi făcut, orice am fi făcut noi, orice am fi spus noi, Florin deja era îndrăgostit de Maria și știți cum este, cine nu e cu mine e împotriva mea și decât să sară gardul sau, Doamne ferește, să facă altceva, am preferat să-l lăsăm.